Bună ziua, prieteni! Sunt Valicona și astăzi vă prezint un alt material semnat de jurnalistul și scriitorul George Hodorogea. Șocantele tsunami care au zguduit lumea. Marile dezastre și tragedii provocate de natură. Despre tsunami. Un tsunami este o serie uriașă de valuri cauzate de deplasarea unui volum mare de apă, în general într-un ocean sau într-un lac mare. Ele pot fi produse în urma unor cutremure, erupții vulcanice și alte explozii subacvatice, alunecări masive de teren, impacturi cu meteoriți, etc. Valurile de tsunami nu seamănă cu curenții obișnuiți submarini sau cu valurile marine, deoarece lungimea lor de undă este mult mai mare. În loc să apară ca un val care se sparge, un tsunami poate să semene inițial cu o maree în creștere rapidă. Din acest motiv, este adesea menționat ca un val de maree, deși această definiție nu este acceptată de comunitatea științifică, deoarece ar putea da impresia falsă a unei relații cauzale între maree și tsunami. Tsunamiurile constau în general dintr-o serie de valuri cu perioade variind de la minute la ore, care ajung într-un așa numit tren de valuri. Deși impactul tsunamiurilor este limitat la zonele de coastă, puterea lor destructivă poate fi enormă și pot afecta întregi bazine oceanice. Primul om care s-a plecat asupra acestui fenomen destructiv a fost istoricul grec antic Tucitide, care a sugerat în secolul al V-lea înaintea erei noastre, în istoria războiului din Peloponezia, că tsunamurile au fost legate de cutremurele submarine. Primul om care s-a plecat asupra acestui fenomen destructiv a fost istoricul grec antic Tucitide, care a sugerat în secolul al VI-lea înaintea erei noastre, în istoria războiului din Peloponezia, că tsunamiurile au fost legate de cutremurele submarine. Termenul de tsunami provine din japonezul tsunami, care înseamnă val de port. La 9 iulie 1958 a avut loc un cutremur de 7,5 grade pe scara Richter în golful Lituia, Alaska, provocând un megatsunami cu înălțimea valului de apă de 52 de metri. Acesta este cel mai mare tsunami cunoscut în istorie, iar cel mai vechi tsunami s-a produs acum circa 8.000 de ani, atunci când un vulcan a cauzat o avalanșă în Sicilia, zăpada prăbușindu-se în apă, provocând un tsunami devastator care s-a propagat în toată Marea Mediterană, valurile atingând peste 30 de metri înălțime. În ceea ce urmează, ne vom ocupa de cele mai catastrofale tsunamiuri din istorie și, bineînțeles, urmările lor. Lisabona, Krakatoa și Banda Aceh. Cele mai importante tsunami din istorie. 1 noiembrie 1755, Lisabona, 60.000 de morți. 27 august 1883, erupția vulcanului Krakatoa a generat un tsunami care a ucis 36.000 de indonezieni. 15 iunie 1896, Japonia, cu 27.000 de victime. 9 iulie 1958, golful Lituia, Alaska, valuri de 52 de metri. 22 mai 1960, Chile, cel mai mare cutremur înregistrat în ultimul secol, de 9,5 grade Richter și valuri de peste 25 de metri înălțime. 23 aprilie 1976, Filipine, 8.000 de morți. 17 iulie 1998, Papua Noua Guinee, cu 2.500 de victime. 26 decembrie 2004, Indonezia, Banda Aceh, tsunamiul care a produs cel mai mare număr de victime, 227.898 de oameni care și-au pierdut viața sub dărâmături sau înghițiți de valuri. Sărbătoarea tuturor sfinților și prăbușirea unei mari puteri mondiale. La mijlocul secolului al XVIII-lea, Lisabona era al 5-lea oraș al Europei. Avea un port aglomerat, o populație bogată și colonii pe 3 continente. Însă istoria Lisabonei s-a schimbat de pe o zi pe alta. Totul s-a petrecut pe 1 noiembrie 1755 de sărbătoarea tuturor sfinților, atunci când un cutremur puternic a zguduit capitala Portugaliei, având efecte devastatoare, nu doar pentru oraș, ci și pentru întregul imperiu portughez. În respectiva zi, Lisabona se pregătea pentru festivitățile legate de una dintre cele mai mari sărbători catolice.
dar cu puțin timp înainte de ora 10 dimineața, un cutremur puternic, cu epicentrul la circa 300 km de coastă, a zguduit orașul. Conform seismologilor, cutremurul a avut magnitudinea de 8,59 grade pe scara Richter și o forță echivalentă cu 32.000 de bombe atomice. Cutremurul a durat mult și, potrivit mărturiilor, ar fi avut între 3 și 6 minute. Întregul oraș a fost distrus. 10.000 de oameni au pierit sub dărâmături, în condițiile în care 85% din clădiri au căzut. Apoi, la câteva zeci de minute după cutremur, un tsunami, o raritate pentru Lisabona, motiv pentru care oamenii au fost complet luați prin surprindere, a lovit orașul și a ucis alte câteva sute de persoane. Și după tsunami, ca să fie întreg pachetul de nenorociri, un val de incendii produs din cauza tuturor lumânărilor aprinse prin oraș pentru sărbătoarea tuturor sfinților, a distrus și ucis ceea ce cutremurul și valul uriaș nu reușiseră. Iar incendiul a fost stins abia după o săptămână, timp în care a făcut alte mii de victime. Conform datelor istorice, în total circa 40.000 de persoane dintr-o populație de 200.000 au fost ucise în urma catastrofei care a transformat Lisabona în decurs de doar câteva ore într-o ruină. Orașul a fost distrus aproape în totalitate. Au dispărut monumente valoroase de arhitectură, precum noua clădire a operei, Palatul Ribeira, cel care găzduia o bibliotecă de 70.000 de volume și manuscrise, inclusiv opere de artă de Tizian, Rubens sau Correggio. Au fost pierdute și arhivele regale, unde se găseau informații detaliate despre explorările lui Vasco da Gama și a marilor exploratori portughezi. Familia regală, care se afla în capitală pentru festivități, a scăpat nevătămată, la fel și prim-ministrul, marchizul de Pombal, cel care va conduce operațiunile de asistență și reconstrucție. Se spune că Pombal, cu o mână de fier, a făcut ceea ce era de făcut, a trimis echipe de pompieri pentru stingerea incendiilor, a cerut adunarea într-un timp cât mai scurt a cadavrelor de pe străzi pentru a preveni epidemiile, a ordonat luarea de măsuri stricte împotriva jafurilor și a criminalității. După o lună de la dezastru, regele Iosef I și marchizul de Pombal le-au fost prezentate planurile pentru reconstrucția orașului, iar Manuel de Maia, inginerul șef al regatului portughez, a prezentat 4 opțiuni. Reconstrucția orașului vechi cu materiale reciclate, varianta cea mai ieftină, lărgirea anumitor străzi, reconstrucția selectivă a zonelor distruse și, în fine, varianta cea mai îndrăzneață, cea care presupunea distrugerea completă a ceea ce mai rămăsese și reconstrucția de la zero, fără opreliști, a unei capitale noi. A fost aleasă această variantă, iar noile clădiri aveau să fie printre primele edificii protejate seismic din Europa. Marchizul de Pombal, despre care unii au spus că s-a comportat ca un tiran în acea vreme, a luat măsuri pentru a asigura continuitatea imperiului grav afectat de prăbușirea economică a Lisabonei. Cu toate acestea, Portugalia n-a mai revenit niciodată la gloria de odinioară. Dezastrul Krakatoa. Una dintre cele mai cunoscute erupții din istorie este cea din 1883, când vulcanul Krakatoa, aflat în insulele Java și Sumatra, a erupt cu o forță de 13.000 de ori mai mare decât cea a bombei atomice de la Hiroshima. Muntele, situat pe un arc insular, în zona de subducție a plăcii indo-australiene, a ejectat cantități uriașe de cenușe și pietre, iar explozia s-a auzit de la sute de kilometri depărtare. Erupția a zguduit întreg Ocean Pacific, provocând scufundarea insulei pe care se afla. Craterul vulcanului a ajuns astfel pe fundul oceanului, provocând un tsunami care a acoperit cu apă peste 100 de sate și insule din apropiere. Peste 36.000 de oameni au murit, majoritatea fiind victime ale valurilor tsunami. Conform relatărilor vremii, sunetul colosal erupției din anul 1883 s-a auzit și la 4.800 km distanță de punctul exploziei, iar unda de șoc s-a simțit inclusiv în regatul României de atunci. Cauzele erupției au suscitat numeroase discuții în contradictoriu între geologi. Una dintre teorii susține că punga magmatică a vulcanului s-a fisurat, iar apa Oceanului Indian a pătruns înăuntru. Contactul dintre apa sărată a oceanului și magmă a dus la exploziile nemai întâlnite. Apa oceanică ar fi răcit brusc magma, producând o crustă sub care presiunea magmei lichide a crescut, fenomenul geologic ducând într-un final la acumulări de forțe uriașe,
care au fost eliberate doar de exploziile de proporții apocaliptice. Altă teorie susține că o uriașă alunecare de teren subacvatică a acoperit nucleul magmatic al vulcanului, imensa presiune din nucleu provocând exploziile. Iar conform unei ultime teorii recente, exploziile finale ar fi fost cauzate de o imixtiune bruscă a magmei incandescente bazaltice în interiorul magmei mai reci și mai ușoare. Numărul mare de victime s-a datorat și faptului că majoritatea europenilor prezenți în zona numită pe atunci Indiile Olandeze de Est credeau că vulcanul Krakatoa era stins. De fapt, nu se mai registrase nicio activitate în cele trei conuri vulcanice ale insulei din anul 1680. Și cu toate astea, a fost și o mare neglijență, fiindcă semne premergătoare erupției apăruseră deja la 20 mai 1883, atunci când din conul vulcanic Pobowetan, din nordul insulei Rakata, ieșise fum și cenușe, cu un jet mare de peste 11 km. Tot atunci, s-au înregistrat cutremure de pământ de intensitate mică, multe chiar cu un an mai devreme. Dar să vedem ce s-a întâmplat, cel puțin din punct de vedere cronologic. Erupțiile de amploare mai mică au început în data de 16 iunie, atunci când explozia surzitoare au fost auzite și în insulele din apropiere, iar celul de deasupra arhipelagului a fost acoperit de nori de cenușe timp de 5 zile. La 26 august 1883, ora locală, 10, Krakatau a erupt prima dată violent, iar jetul de cenușe avea o lungime de 27 de kilometri. A doua zi dimineața au urmat alte 3 explozii și pe 27 august încă 4 erupții. Ultima erupție a produs fisuri pe versanții vulcanului. Apa de mare a pătruns în interiorul vulcanului și a ajuns în camera cu magmă. O explozie puternică a aruncat în aer 2/3 din insulă, iar materialele piroclastice, roci, lavă, cenușe și gaze otrăvitoare au fost împrăștiate pe distante de 80 de kilometri în jurul vulcanului. Acestea au ucis pe loc aproximativ 5.000 de oameni. Atât explozia cât și cantitatea de materie aruncată în aer au depășit recordurile înregistrate până atunci. Coloana piroclastică s-a înălțat la peste 27 de kilometri înălțime, iar vasele ancorate la circa 20 de kilometri de vulcan au fost efectiv bombardate cu bucăți incandescente de rocă. Explozia a provocat un puternic val tsunami, care a lovit peste 150 de orașe și a produs mai mult de 30.000 de victime. Înălțimea valurilor a atins chiar și 40 de metri. Cele mai mari valuri au fost mai înalte decât cele din ziua de 26 septembrie 2004, deși nu au parcurs distanțe la fel de mari. Dezastrul a decimat practic populația de pe țărmurile strâmtorii sondelor și a scufundat 6.500 de ambarcațiuni, iar valurile ucigașe au ajuns până în Sri Lanka. Zgomotul exploziilor a fost atât de puternic încât a ucis locuitorii de pe insulă și a fost auzit chiar și de băștinașii din Perth și Mauritius, teritorii situate la distanța de aproximativ 4.800 de kilometri de Krakatau. Acest zgomot a fost înregistrat ca fiind cel mai mare zgomot auzit vreodată pe pământ. Seismologii spun că cele 4 explozii din 26-27 august au emis o energie echivalentă cu 200 de megatone de TNT. În comparație, bomba de la Hiroshima a avut doar 20 de kilotone. Magma aruncată în aer a fost de aproximativ 125 de kilometri. Cercetătorii au calculat că unda de șoc rezultată din erupție s-a deplasat cu viteza de 1086 de km pe oră. A fost atât de puternic acustic încât a perforat timpanele urechilor marinarilor de pe vasele din strâmtoarea sondelor. Unda de șoc a radiat pe întreg glob timp de 5 zile, fiind registrată inclusiv de barografele din România. Coloana de cenușe vulcanică a atins altitudinea de 80 de kilometri, a întunecat cerul de la ora 10 dimineața până a doua zi și a fost văzută atât la Singapore, la 680 de kilometri distanță de Krakatau, cât și de pe navele comerciale ce navigau pe ocean la o distanță de 6.000 de kilometri. Resturile exploziei, material vulcanic, pietre ponce, etc., au creat mari probleme navigatorilor. Vasele care navigau de obicei prin strâmtoarea sondelor nu s-au mai putut apropia de această zonă timp de câteva luni. Resturile plutitoare au ajuns în Oceanul Indian în luna septembrie. Un fragment uriaș a ajuns chiar și la Durban, în Africa de Sud, parcurgând astfel numai puțin de 8.000 de kilometri.
Se spune, conform martorilor, că pe plaja din Zanzibar apa a aruncat oase umane și rămășițele cadavrelor a doi tigri din Sumatra. La mai multe luni de la catastrofă, mările din jurul Indoneziei erau pline de cadavre care pluteau printre resturile vulcanice. În urma exploziei, a răsărit din mare un con vulcanic, Anak Krakatau, adică fiul lui Krakatoa. Din cauza toxicității materiei eruptive, și până astăzi apele din jurul insulei sunt complet lipsite de viață. Conform datelor consemnate de autoritățile coloniale olandeze care administrau pe atunci arhipelagul indonezian, numărul de victime înregistrate imediat după erupții a fost de 36.417. Însă numărul victimelor rezultate în zilele următoare a atins cifra totală de peste 120.000 de morți, fiind astfel cea mai mare catastrofă umană de până atunci. Și, în fine, cantitatea uriașă de cenușă vulcanică aruncată în atmosferă a împiedicat lumina soarelui să ajungă pe pământ timp de câteva săptămâni, aruncând în întuneric o mare parte din arhipelagul indonezian. Erupțiile au aruncat în stratosferă o mare cantitate de dioxid de sulf, sub formă gazoasă, această substanță fiind transportată ulterior de curenții atmosferici pe toată suprafața planetei. Iar praful vulcanic trimis în atmosferă a filtrat radiațiile solare, scăzând temperatura globală cu 1,2 grade Celsius în anul care a urmat erupției. În Europa, radiația solară a scăzut cu 10%. Norul de praf vulcanic a încercuit Pământul timp de 3 ani. Tragedia indoneziană. Cutremurul din Oceanul Indian din 2004 a fost un seism submarin cu o magnitudine de 9 grade pe scara Richter, desfășurat în estul Oceanului Indian pe 26 decembrie 2004 la ora 7:58 ora locală. Cutremurul, care a avut epicentrul în mare, aproape de coasta nordică a insulei indoneziene Sumatra, a provocat o serie de valuri tsunami care au afectat regiunile costiere ale unui număr de 8 țări asiatice și care au cauzat moartea a peste 120.000 de persoane. Acesta a fost al cincelea cel mai puternic cutremur din istoria modernă, adică de când sunt înregistrate cu ajutorul seismografelor. Dar ce a urmat a fost și mai cumplit. Astfel, mai multe valuri tsunami au lovit regiunile costiere din Oceanul Indian, devastând regiuni întregi, dintre care insula Phuket, Thailanda, Banda Aceh din Indonezia, coasta de est a Sri Lankai, zonele costiere din statul Tamil Nadu din India și chiar și locuri mai îndepărtate, precum Somalia, care se afla la peste 4.100 km est de epicentru. Numărul de victime confirmate datorate seriilor de tsunami și inundațiilor este de 155.279, iar alte câteva mii de persoane sunt în continuare date dispărute și, totodată, peste un milion de gospodării au fost distruse. Pe lângă numărul mare de băștinași, s-au înregistrat victime și dintre turiștii care își petreceau sărbătorile de iarnă în regiune. Ultimele estimări avansează cifra totală de 240.000 de morți, acumulându-se toate victimele din toate regiunile afectate de ucigătorul tsunami. V-am prezentat un material semnat de jurnalistul și scriitorul George Hodorogea. Până data viitoare, Valicona vă urează toate cele bune!